cetățeanului. Este esențial ca cetățeanul să poată să cunoască ceea ce se întâmplă cu bugetele publice, cu impozitele pe care le plătește, cum sunt luate deciziile care îl privesc și care este eficiența cheltuirii banului public. Acestea sunt lucruri normale într-o democrație și într-o economie de piață. Acum, digitalizarea ne va permite să grăbim pasul acestei normalități, acestei normalizări. Este evident că digitalizarea va contribui la reducerea corupției, iar acesta este poate cel mai important avantaj pe termen scurt. A face